Sfântul Spiridon vedea că oamenii suferă, vedea că oamenii pătimesc și au necazuri. Și atunci făcea rugăciuni pentru ei. Fiind odată în ținutul trimitundei o secetă mare, a ridicat mâinile la cer, s-a rugat și a plouat. Fiind odată ploi multe și nu se mai potoleau, a ridicat mâinile la cer, s-a rugat și s-au potolit ploile. Odată un bogat în vremea unei secete avea niște hambare pline de grâu și când venea săraci și negustoreau prețul, el punea tot prețuri duble. Și văzând săracul că-i mor copiii de foame, s-a dus la Sfântul și a zis: Sfinte, e corect ăsta să șadă cu hambarele pline și mie să moară copiii? Lasă că am să te umplu eu de grâu. Și a ridicat Sfântul Spiridon noaptea mâinile la cer, să ruga. Pe vremea cât ceilalți dormeau, a venit un puhoi mare, a rupt toate hambarele și a umplut toate ulițele numai de grâu. Și bogatul, când l-a văzut și muiat în apă și împrăștiat din hambare și răvășit: luați, luați cât vă trebuie. Dar Sfântul spunea: luați că nu vi-l dă din inimă, luați că Dumnezeu vi l-a dat. Adică știa să ironizeze lăcomia. Și de ce spun că știa să ironizeze lăcomia? Pentru că avea și legi demne. Un negustor venind să ia bani cu împrumut de la biserică, deci de la Episcopia Sfântului, a zis: mă duc să fac negustorie, să mulțesc banul și îți voi da ce se cuvine înapoi. Și a luat astăzi și n-a mai adus. Dar când s-a dus pe mare, s-a necat corabia, că n-a fost cu gând curat. A doua oară la fel, a treia oară la fel. Și vine la Sfântul și spune: n-ai vrea să-mi dai iarăși un ban împrumut să fac negustorie, dar cinstită de data asta. Frate, dacă știi că ai pus de acolo de unde ai luat, du-te și ia. Dacă știi că n-ai pus, pune întâi ca să ai de unde să iei. Și a zis: nu, n-am pus, am fost lacom, zice, am vrut să nu mai aduc înapoi. Păi vezi, și Dumnezeu ți-a luat ție. Ia, zice, du-te cu gând curat și ai să vezi cât ai stemn avuțeri. Și în momentul când s-a dus cu dobândă cinstită și cu muncă cinstită, Dumnezeu i-a prisosit și harul și i-a mulțit și bunătățile și a adus și a pus înapoi în cutia milei de la biserică. De aceea s-o țineți minte de la mine, că-i prieten, că-i vecin, că-i tovarăș, că-i dușman, că-i soră și că-i frate. Când împrumuți un ban, du-l înapoi, că-ți legi singur satana și sărăcia de ograda ta. Niciodată n-ai să te îmbogățești luând cu împrumut și nedând înapoi. Este cel mai mare blestem și cel mai mare păcat care îl poate face omul. Și culmea că se mulțesc pe zi ce trece și nu mă aud. Ăla are atâta, ăla are atâta, ăla are atâta și nimeni nu mai dă înapoi. Se duce și ia cu o nonșalanță din aia de lipsă de bun simț și uită că trebuie să-i ducă. Nu vă spun aceasta ca un reproș, ci să vă dați seama că vă legați singuri sărăcia de gard. Dumnezeu pe vicleanul răște și ia și sporul și harul și darul. Deci nu mulțește nimic.